Bună seara și bine ați revenit la Casa Schiller, la altă conferință, Dimitrie Gusti. Mă bucur foarte mult și sper că în acest an, când Casa Schiller împlinește 66 ani de la înființare, să putem organiza și mai multe evenimente legate de Dimitrie Gusti. În această seară aș fi vrut totuși să vă spun că Dimitrie Gusti este cel care a înființat casele de cultură, căminele culturale și universitățile populare din România. În anii 90, cu sprijinul Asociației Universităților Populare din Germania, s-a înființat legea așezământelor culturale la Ministerul Culturii. Din păcate, anul trecut, sau acum 2 ani, nu mai știu exact, Universitatea Populară Ioan Dales din București practic a fost desființată ca Universitate Populară și acum se numește Centrul Metropolitan de Educație și Cultură, Dales. Și evident că are și alte obiective, deci practic numai această universitate. În anii, acum vreo 10 ani, am fost și la Dales vreo 5 ani director onorific și am organizat împreună cu o serie de alte universități populare din România, o serie de evenimente, de la Cluj, de la Iași, de la Târgu Jiu și tot așa au mai venit și de la Asociația Universităților Populare din Germania. Așa că mă bucur foarte mult că și astăzi și tot acest an vom avea mai multe evenimente despre Dimitrie Gusti. În această seară are loc conferința dezbatere Imaginea profesorului Dimitrie Gusti din perspectiva membrilor școlii monografice. Prezintă domnul profesor universitar Zoltán Rostas, dr. Ionuț Butoi și dr. Teodora Eliza Văcărescu. Coordonatorul acestui eveniment este doamna Aurora Fabricius. Dragilor, vă spun și eu bine ați venit. Eu am să zic că am să apuc problema altfel, pentru că aș vrea să le mulțumesc acestor conferențiari pentru ziua de 15 noiembrie, când n-am avut foarte mulți vizitatori în sală, dar foarte multe ecouri, după ce au auzit, s-au ridicat la înălțimea prestației. Au fost 3, atunci erau 5, să zic cercetători. Eu le spun cercetători pentru că sunt cercetători cu vocație, cercetători cu o psihologie a analizelor atunci când au libertatea, să zic, a arhivelor și mai ales a editurilor. La 15 noiembrie am avut bucuria, Sanda Golopenția, profesor de elită, a scos acea minunată carte a lui Anton Golopenția, tatăl său, de corespondență germană. Înseamnă o corespondență de tinerețe, dar o fișă de temperatură a vremurilor. Atât de elegant au pus problema acești analiști, că sunt cercetători analiști, da, urma să spun că au mai fost 2 ființe alături, au făcut pentru noi mai mult decât ar fi fost sala ca de obicei, înainte de aceste vremuri grele pe care le parcurgem toți anevoios și cu războiul, și cu cutremurile, și cu nesiguranța economică. Alături de acestea trebuie să încercăm să ne păstrăm optimismul și mai ales să nu renunțăm la ceea ce se numește ridicarea prin cultură și educație. Ăsta este țelul Casei Schiller, iată, de 66 de ani. Acum, eu am să vă spun ceva care, sigur, nu o să vă amuze. În acest februarie, pe 13, s-a născut Dimitrie Gusti. Dar în același moment, pot să vă anunț că a fost declarată de 11 ani Ziua Mondială a Radioului. Ce legătură a existat între Dimitrie Gusti și radioul? Da, savantul Nicolae Iorga, și îndrăznesc să spun savantul Dimitrie Gusti, au fost admiratorii acestui mijloc de cultură. Iorga a și lăsat un volum de
11 ani de conferințe radiofonice, Sfaturi pentru Tuneric, în care realmente el a demonstrat că această profesie are un viitor în educația noastră. Aș spune pentru cei care nu au timp, aș spune pentru cei care savurau vocile omenești, profesionalismul și cultura, radioul s-a menținut cu demnitate la un nivel. Nu mai vă plictisesc cu atâtea amănunte, este cazul unei conferințe dedicate radioului. Dimitrie Gusti a făcut parte din Comitetul de Administrație în egală măsură, cum îi spun eu, spirit enciclopedic, elitist, universitar și academic. Adică el așa a fost de la începutul drumului. În această sală, acum 10 ani, a venit Lucian Boia și discutam volumul lui despre, era Rostaș, despre germanofil. Bineînțeles, dintre primele nume a fost și Dimitrie Gusti. Ziua de 15. Ziua de 15 aproape mi-e jenă. E declarată sau a fost declarată ziua lecturii. Ei bine, suntem ultima țară din Europa, constatat, care avem mai mult de jumătate din populație care mai consumă, ca să nu zic citesc, un volum pe an. Este jenant pentru că aici, la fiecare dezbatere, la fiecare întrunire, la fiecare expoziție, la fiecare concert, eu atât vă rog să știți, este salvatoare lectura pentru toate viețile, și acelea în roz și acelea triste pe care le... Terapie și salvare poate să-ți fie lectura. Închei aici pentru că nu mi-a venit să cred. Oamenii care erau la coadă înainte de 89, străzile pline, date pe sub mână, tiraje întregi, să devenim ultimii din Europa, noi pierdem. Și ultima, nu mai spun că e aproape anecdotică, ziua lui marelui sculptor Brâncuș, da, s-a întâlnit și cu Brâncuș. Dar Zoltan știe de ce am zâmbit, pentru că a dus-o pe Maria Tănase la o conferință și s-au îndrăgostit pe loc și n-a mai venit să țină concertul. Face parte din viață. Despre Brâncuș nu putem vorbi decât la superlativ. Nu contează carisma lui, nu contează viața lui sentimentală. Contează că atât Barbu Brezeanu l-a făcut un sculptor autentic, extraordinar și, să zic, celebru, l-a desăvârșit cartea lui Ingo Glass, care a plecat dintre noi acum 3 luni, a lucrat aici 76-79, Ingo Glass, sculptor din România, a dedicat lucrarea lui de doctorat lui Constantin Brâncuș și influența lui asupra multor, vă spun, peste 50 de sculptori europeni. Nu este puțin lucru. Deci 19 februarie. Aceste date fiind spuse, eu atât vă mai spun despre Gusti. Sigur că îl iubim cu toții. Sigur că înțelegem că cultura pe care a lăsat-o, moștenirea, poate mulți nu știu decât de Muzeul Satului, este ceva concret, dar drumul lui, parcurgerea lui, personalitatea lui, faptul că a știut să-ți facă o echipă din oameni aleși, din erudiți. Eu nu vă voi aminti decât 3 nume dintr-o prudență pe care bănuiesc că a avut-o și Gusti. Pentru că mulți, în acele vremuri, febrile le-aș numi, istoric și politic, câțiva au ales drumul, să zic, puțin mai greșit. Că de dreapta, că de stânga, nici nu contează. Pentru Gusti au contat și Brăiloiu, și Browner, Harry Browner, și toți ceilalți. Mi-este jenă să vă dau, că îmi scosesem 20 de nume, doar să vă convinc că sunt numai personalități care au stat în stânga și în dreapta la acele minunate, să zic,
expediții Sătești Teodora Văcărescu, Eliza Văcărescu, să modereze această întrunire. Bună seara, bine ați venit și mă bucur foarte mult de prezența numeroasă în această sală. Așa cum titlul îl arată, avem de-a face cu o conferință dezbatere, deci nu ca studenți ne uităm la public, ci ca participanți la discuție și ne-am bucurat foarte mult să avem la sfârșitul prezentărilor noastre o discuție cu întrebări, cu comentarii, cu sugestii din diverse perspective, nu neapărat de istorie socială, de istorie sau de sociologie. Aș vrea să mai spun că în public se mai află din Cooperativa Gusti, Florentina Țone, Irina Anastasă Matei și Dana Costin, care au vorbit la diverse alte evenimente. Și Alina Juravlin, am spus, scuză-mă Alina, te rog. Deci avem încă 4 membre ale cooperativei. De asemenea că în continuarea întâlnirii despre care vorbea doamna Fabricius mai devreme, care a fost mai punctuală, s-a ocupat de lansarea unui volum absolut fenomenal, inedit, unic, realizat de Sanda Golopenția despre sau în care a adunat corespondența germană și a tradus corespondența germană a tatălui ei, Anton Golopenția. Deci acea întâlnire a fost un pic mai specifică, dar bineînțeles legată de școala gustiană. Întâlnirea de astăzi are tot un caracter specific, dar un pic mai larg, în sensul că ne ocupăm de imaginile. Am descoperit ulterior cu toții că imaginea, cum apare în titlu profesorului Gusti, din perspectiva membrilor școlii monografice, aș adăuga eu și a membrelor școlii monografice, că avem, nu putem vorbi despre o imagine, ci despre diverse imagini, diverse reprezentări în diverse momente, la diversi și diverse monografii și monografiste. Noi nu vorbim întotdeauna la superlativ despre persoanele pe care le cercetăm. Nu ne propunem acest lucru, așa încât, cel puțin în ceea ce mă privește, vor fi lucruri care poate vor uimi prin franchețe și prin duritate, nu prin cuvintele mele, ci prin cuvintele monografistelor, dar, bineînțeles, toate aceste lucruri trebuie puse în context. Iar numele despre care vorbea doamna Fabricius mai devreme, 20 de nume, cu siguranță le vom menționa noi, dacă nu pe toate, cel puțin o parte dintre ele, întrucât prima prezentare de astăzi a domnului profesor Zoltán Roștaș, profesor emerit de sociologie la Universitatea din București și comandantul cooperativei Gusti, comandorul, vorbeam cu dumnealui mai devreme, că ar prefera comandorul, aș rămâne la comandantul cooperativei Gusti, a publicat de când există cooperativa, deci de un pic peste 20 de ani, zeci de cărți, de la studii proprii la volume de istorie orală realizată însă în anii 80 cu monografiștii și publicată de-abia după 2000, volume editate cu mulți și multe dintre colaboratorii și colaboratoarele din cadrul cooperativei Gusti și de asemenea 10 cărți de istorie orală care nu au neapărat legătură cu școala Gusti, dar care investighează perioada ante-interbelică, postbelică și postdecembristă, cu diverse bătrâne și diverse bătrâni de diverse etnii, clase sociale, interese, din România, bineînțeles. Așa că îl voi invita pe domnul Zoltán Roștaș să ne povestească despre imagini explicite și implicite la colaboratorii apropiați ai lui Dimitrie Gusti. Încă o dată vreau să subliniez că noi nu cercetăm pentru a lăuda sau a diminua sau a mări sau a scufunda pe cineva sau pe... Ci pur și simplu suntem ca alpiniștii. Cum sunt alpiniștii? Cum văd o perete sau un munte, urcă. Adică nu fiindcă iubesc, nu fiindcă urăsc, ci pur și simplu nu pot să fac altceva decât să urcă pe aceste, nu? Deci cam în această manieră lucrăm noi și sigur că
Unii consideră că dacă ne ocupăm de ceva sau cu cineva, vrem să-l promovăm. Deloc. Noi nu promovăm pe Custi. Nu. Ci pur și simplu vreau să aducem la suprafață, fiindcă merită. Atâta tot. Și, în primul rând, totdeauna spunem că nu ne interesează dacă ceva este de imitat sau urmărit sau nu știu ce, ci pur și simplu spun, vreau să cunoaștem omul în contextul lui. Asta e foarte important, fiindcă majoritatea greșelilor vin de aici. Sigur că atunci când vorbim despre ce? Când vorbim despre această problemă a imaginii sau a imaginilor, avem de a face, în primul rând, să vedem ce surse avem, de unde sursele. Și sigur că cel puțin două surse sunt, în primul rând, al mediului în care s-a reflectat în perioada respectivă asupra activității lui, mediul universitar, politic, cultural, nu știu ce, care este enorm. Dar pe noi ne interesează imaginea din propria școală. Această școală, bineînțeles, nu trebuie imaginat ca o instituție cu clădire, cu acoperiștul, ci pur și simplu o mișcare de intelectuală pornită de un om de, hai să zic așa, 45 de ani, cam ca atât a Gusti când a început, și a avut inspirația și capacitatea de a strânge tineri în jurul lui. Din asta s-a format școala. Deci, școlile au fost peste tot în lume, nu atât în perioada interbelică, ci mai degrabă, mai înainte. Și ce vreau să fac o precizare. Sunt școli de idei. Un mare sociolog sau filozof sau nu știu ce, are un sistem de gândire care va fi urmată de oameni evident talentați, dar care nu se cunosc. Asta este școala de idei. Școala lui Émile Durkheim, mare sociolog francez, toată lumea crede că aici toți s-au stat la aceeași masă de cafea sau creșmă, nici vorbă. Odată s-a întâlnit marea școală a lui Durkheim. O singură dată. Școala lui Gusti este mai mult seamănă cu școala din Chicago, care într-adevăr era o școală de atelier, adică doi profesori au urnit această școală direct, adică i-a dat cuțitul și pâinea în mână la o mulțime de sociologi, care aceeași lucru e foarte interesant, a avut școala de la Chicago
urmași mult mai importanți decât fondatorii, exact ca în cadrul lui Gusti. Dar el știa că vrea să facă sociologie mai ceva decât a lui. Asta vreau să subliniez, că e vorba de o imagine a unui grup care într-adevăr a cunoscut pe Gusti, nu din scrieri, ci din viață cotidiană, de la cercetare, de la catedră, de la seminar, de la temir ce întâlniri, adică o relație foarte apropiată cu meandre ca toate relațiile de acest gen. Vreau să mai spun aici vis-a-vis de partea asta metodologică surse de imagine sunt și în perioada interbelică surse care care sunt articole a membrilor școlii în diverse reviste și mai ales în 36 când la aniversare a activității lui Gusti cei mai importanți au scris despre Gusti, aș sublinia faptul că foarte analitic. Nu era ditirambe neapărat fără să spună despre contribuția efectivă a lui Gusti. Bine, erau totuși sociologi, nu poeți care evident au altă modalitate de a apropiat de subiect. În general, acestea sunt sursele cel mai importante și obișnuite. Numai că am avut norocul ca în anii 80 să fiu impulsionat de curentul de istorie orală și am luat pe rând de la Henri Stahl, care era cel mai în vârstă și cu alții mai în tineri, și am făcut înregistrări de istorie orală. Deci, practic, avem două surse scrise, publice și intime, că scrisorile nu erau publice, normal. Și asta înseamnă foarte mult, fiindcă ceea ce au scris în scrisoare nu neapărat scriau și în articole. Istoria orală însă era cam semi-publică, fiindcă mai era cineva acolo, eram numai eu și subiectul, dar se preconiza într-un viitor foarte îndepărtat și majoritatea nici măcar n-au apucat să vadă aceste volume. Deci știau foarte bine că fac aceste interviuri, aceste consemnări de amintiri în ideea de a clarifica pentru posterioritate experiența lor de teren, experiența lor de cercetare, de în anii 20-30 al secolului trecut. Fac aceste portrete despre Gusti. Evident că cele două surse se cam amestecă. N-am cum să spun că Gusti era așa atunci și altfel. Acum,
Sigur că există diferențe chiar de la persoane care au scris într-un fel și au povestit altfel. Chiar în memoria zistică. Stahl, fiindcă a vrut să publice memoriile și foarte bine că a făcut, totuși era mult mai precaut cu descrierea situației și relațiile cu Gustiv, pe când în istoria orală era mult mai degajat și spunea și lucrurile mult mai franc. Practic, ca imagine, până în anul 1929, deci la 4 ani de experiență a tinerilor cu Gustiv, totul era, din sursele mele, aproape perfect. În sensul că dacă Gustiv spunea că trebuie să urcați pe nu știu ce culme de munte, lumea mergea neapărat acolo. Adică era un entuziasm aproape că necritic, după părerea mea. În 29 s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Gusti nu știa să se oprească. În general avea această problemă că tot timpul vrea să mărească. Și a mărit echipele de cercetare până la paroxism. Vă dați seama, dacă într-un sat intră aproape 100 de tineri să cerceteze, pe satul ăsta e făcut praf. Nu? Cercetarea este un lucru foarte, cum să spun, foarte sensibil. Nu pot să bruxez că niște țărani care n-au văzut oameni cu pantaloni așa de mulți în viața lor, cât au apărut acolo. Și atunci, colaboratorii cel mai important al lui Gustiv au început să se supere. Începe prima imagine. Că Gustiv nu mai vrea să cerceteze, ci vrea să educe pe tineri să cerceteze. Dar necunoscând limitele acestea, a făcut această, a și spus Stahl, gigantism al cercetării. Bine, asemenea gigantism a avut și mai târziu, dar atunci, asta a fost primul șoc în care Gustiv a apărut cu pete. Lucrurile au mers destul de bine și în continuare, numai că în loc să cerce să se finalizeze lucrările, Gustiv era de un perfecționist până la nebunie și o mulțime de materiale nu au fost publicate ale studenților, fiindcă el era perfecționist. Dar cert este că la un moment dat lumea a spus nu mai mergem nicăieri și în 32-33 ne apucăm și facem cercetări, adică tabele de redactare a materialelor deja adunate. Numai că atunci a apărut ca o catastrofă pentru motografie, că a fost numit
ministru al instrucțiunii culturilor și artelor. Și aici apare a doua mare problemă. Custi nu numește un înlocuitor, ci lasă lucrurile să curgă de la sine, crezând că studenții lui sunt suficient de maturi să... Și aici s-a văzut un lucru. Era o școală în care carisma lui Gusti definea totul. Dacă Gusti nu era acolo, lumea a început să zumzie și să facă tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu știința. Bine, cum să spun aceste lucruri, fiindcă într-adevăr așa a fost. Înseamnă, asta nu înseamnă că, până la urmă, nu au produs foarte mult. De exemplu, în 32, deci în primă criza școlii gustiene, când Gusti este ministru, până a apărut un volum de 1500 de pagini de monografii absolut adică originale. Deci nu era... era o performanță extraordinară. O justificare și o legitimitare problema apare însă că dacă nu există un management normal, însă apar alte probleme. Conflicte între membrii școlii, care nu este acum momentul să detaliem, fiindcă noi avem de a face cu tema imaginea școlii despre Gusti. Până la urmă, aceste crize s-au estompat, mai ales prin faptul că Gusti a fost numit director general al Fundației Culturale Regală și, practic, atunci începe perioada în care școala Gusti, fără nicio discuție, a fost sociologia cea mai bogată din Europa. Că nimeni nu a avut în spate asemenea surse pe care i-a conferit Carol al Doilea, fără condiționări, foarte important. Și atunci asta apare o mică problemă și unii foarte importanți membrii ai școlii gustiene refuză colaborarea pe linia intervenției sociale, alții, dimpotrivă, îl ajută. Dar, pe global, nu există nicio problemă cu relația Gusti și colaboratorii, fiindcă Gusti avea o mare calitate. Sprijinea toate, dar absolut toate inițiativele importante și creative. Deci nu, chiar dacă el avea un sistem sociologic al lui, monografia sociologică, asta nu însemna că nu puteai să faci tu cu totul altceva. Aproape. În continuare,
nu apar decât niște transformări ciudate la o anumită parte a grupului Gusti, nu dintre cei mai grozavi, dar era o grupare care ulterior s-a numit Rânduiala, patru tineri care la început erau foarte sprijiniți de Gusti, dar până la urmă a luat-o razna spre mișcarea legionară și nu numai că au ieșit, dar au început să facă o critică total neloială a lui Gusti. Și cel mai ciudat era al lui Dumitru Amzăr, care avem o scrisoare care îl ridică în slav pe Gusti în 31, ca în 36 să facă praf. Mergând până acolo în 31, că ce sociologia germană, franceză, a lui Gusti este cea mai importantă, ceilalți ar trebui să învețe de la Gusti. Mă rog, era o exagerare și foarte ciudată această schimbare care nu s-a produs la nimeni, chiar dacă a avut niște momente de ezitare în anii, de-a lungul anilor. În general, în ar zice, în general, cei care s-au împotrivit lui Gusti au și ieșit, nu fiindcă a fost dat afară, ci fiindcă au luat ei alt drum. Bine, până la nici ei nu s-au rămas în această grupare, fiindcă Amzăr, care a fost cel mai înverșunat în prunile Gusti, după un timp a început să se împace. Gusti nu era supărător niciodată și nu. Iar Ion Ionică complet a revenit și a și participat, adică a trimis lucrare la congresul din 39. În general, aș zice, per global, școala Gusti avea o imagine din școală cu multe mici dificultăți pozitivă. Global. Mai e o chestie pe care și după aceea termin. După anii de restriște, în anii 60-70 începuse reabilitarea lui școlii gustiene și mai ales al lui Gusti, mai puțin a membrilor. Și atunci au fost produse câteva, aș zice, mituri despre Gusti, subliniate și de fotografii, care fotografiile nu erau documentare, ci, aș zice, de promovare. Școala Gusti știa să se promoveze. Și atunci de aici a venit ideea că Gusti a fost
un mare anchetator. N-a fost deloc. Și asta Stahl a și spus. Dar nimeni nu a pus problema asta în anii 80, adică anii 30-20. Căci Gusti trebuia să fie un fel de dirijor, un mare moderator, organizator, dar nu să umble prin toate străzile și să ancheteze pe țăran. Nu se pricea pe alt. Dar el știa să îndrume pe studenți să facă. E foarte important. Sunt câteva asemenea chestii în care putem să spunem că imaginea creată în anii 60-70 au distorsionat pe Gusti dintr-un motiv, aș zice, naiv de a reabilita excesiv. Un lucru pe care sigur că mai trebuie să cercetăm, deocamdată, eu mă opresc aici și dacă mai va fi cazul și timp, mai intervin pe la sfârșit. Bun? Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Aș vrea să-i dau cuvântul lui Ionuț Butoi, care are un doctorat despre Mircea Vulcănescu și Școala Sociologică de la București. A publicat două volume despre Mircea Vulcănescu și a editat volume de documente din familia Vulcănescu. Unul dintre aceste volume a fost premiat, primul dintre aceste volume a fost premiat și se numește Mircea Vulcănescu, o microistorie a interbelicului românesc. A publicat studii în România și în străinătate, a organizat conferințe, a lucrat la volume editate împreună cu domnul Roșta și cu alți colaboratori de la Facultatea de Jurnalism, unde este lector în prezent, din cadrul Universității din București. Pe lângă istoria socială a interbelicului românesc, este interesat și de comunicarea digitală, comunicarea organizațională, din câte am înțeles. Domnul Butoi mi-a dat astăzi, după amiaza aceasta, ultima variantă a titlului său, relativ criptică, Experiența lui Gusti. Și am înțeles că în prezentare se va referi la imaginile, reprezentările lui Dimitrie Gusti din perspectiva mai multor monografii, și Mihai Pop, Ioan Costin, Anton Golopenția, evident Mircea Vulcănescu, Vlădescu, Răcoasa, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Marinescu. Te rog, Ionuț. Mulțumesc. Experiența lui Gusti în sensul în care este vorba despre cei care au făcut experiența lui Gusti, cei care l-au cunoscut, au stat alături de el și care, prin această interacțiune cu Dimitrie Gusti, au dezvoltat anumite amintiri, memorii despre el, memorii afective, memorii nu doar afective. Deci, în acest sens, este vorba de experiența lui Gusti și expresia am găsit-o chiar la Stahl și chiar oarecum în acest sens. Acum, eu am încercat să grupez aceste amintiri ale unor monografiști. M-am ocupat, bineînțeles, de monografiști. Monografistele le-am lăsat Teodorei. Am încercat să le grupez pe trei mari direcții. Dimitrie Gusti amintit ca profesor, Dimitrie Gusti amintit ca lider de școală, lider de grup, lider conducător, comandant al școlii gustiene, și o dimensiune pe care am numit-o, hai să zicem, umană. E vorba despre temperamentul lui Gusti, ceva care nu se încadrează nici la profesor, nici ca lider și nici nu pot să spun cum era Dimitrie Gusti ca om, pentru că era om și când era profesor și când era lider de școală, nu? Deci o dimensiune, hai să spun așa, interpersonală, în afara cadrelor organizaționale pomenite. Acum, în ceea ce privește Dimitrie Gusti ca profesor, cei amintiți în treacăt până acum, dar mai cu seamă Ion Costin,
Vulcănescu, poate și Ștal, reiese faptul că Dimitrie Gusti era foarte prețuit ca profesor, dar nu ca profesor care are un discurs atractiv sau chiar un curs strălucit. Dimpotrivă, pare că nu era foarte atractiv și avea și concurență pe atunci. Era un Unai Ionescu flamboyant, el era de fapt vedeta din acest punct de vedere, ca profesor cu discurs care să atragă, și erau și alții pe atunci. Erau foarte mulți buni vorbitori. Exact. Făceau să-l pline și dominau. El era foarte bun ca profesor la seminar. Și așa este menționat și așa este descris. Pentru seminar era foarte prețuit, iar aici o să dau și scurte citate în acest sens. Ion Costin, care este unul din primii colaboratori lui Dimitrie Gusti, spune așa, și care l-a cunoscut ca student, nu pot spune că era foarte bun ca profesor. Era însă un extraordinar profesor care te făcea curios, știa să te facă curios. Și încă ceva care corespunde cu modul în care și-l amintește Henri Ștal, nu făcea pe profesorul cu tine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dimitrie Gusti, cu toate că avea această ținută care impunea respect, cu toate că era profesorul și întotdeauna este amintit ca profesorul, nu sau anula această distanță socială foarte mare dintre profesor și student, care exista și era dominantă în România interbelică a celor ani. Iar Henri Ștal o descrie foarte limpede în Amintiri și gânduri când spune că el te trata cu dragă colegă, dragă colegule, dragă colega, sau nu mai știu care era expresia ca atare, dar te trata ca un coleg, chiar dacă tu erai totuși doar un student încă. Pe lângă Ion Costin, sau tot Ion Costin, spune despre el ca profesor, și sper să nu mă rătăcesc prea grav în notițe, nu făcea cursurile admirabil și nu pot spune că era foarte bun. Deci ăsta era contextul în care spunea că nu era foarte bun. Nu era foarte bun din acest punct de vedere strict discursiv. Ce înseamnă că era excelent la seminar? Pe atunci nu existau foarte mulți profesori care să te învețe să înveți, să te învețe ce este aceea să-ți alegi un subiect și cum anume se face o cercetare. Pentru că cei mai mulți veneau și își recitau discursul, iar tu ca student se presupunea să îl citești, să-l memorezi și să-l reproduci. Cam asta era schema dominantă atunci. Ori Dimitrie Gusti era unul dintre cei care te puneau în relație cu obiectul științei, ca să spun așa, îți dădea o orientare și spunea la dispoziție și era foarte deschis în a te ajuta cu bibliografie și Mihai Pop spunea acest lucru, te primea inclusiv la casă la el și îți dădea orice carte aveai nevoie din propria lui bibliotecă, oricând. Pe lângă aceste amintiri ca profesor, aș vrea să vă citesc cu titlul de anecdotă amintiri ale lui Vulcănescu de pe vremea când era Gusti profesor, care sunt și amuzante și care ne arată dincolo de profesor și latura mai umană a lui Dimitrie Gusti. Este o relatare la a doua mână, spune Vulcănescu, adică i-au povestit-o alții. Era Dimitrie Gusti împreună cu Unai Ionescu la un examen de capacitate și s-a întâmplat următorul fenomen. Iar printre candidați era și Stelian Matescu, un membru al tinerei generații. La acest examen de capacitate se aflau Gusti, Nae și Gege Antonescu, un profesor de pedagogie. Începe Nae Ionescu și pune întrebări din logică, filozofie generală, întreabă și Gusti, din etică, estetică, sociologie, candidații abia răspundeau. Întreabă Antonescu, toți răspundeau ca pe sfoară. Ce-o fi asta, domnule coleg? Îi se adresează condescendent Gusti în șoaptă lui Nae Ionescu.
Numai la pedagogie, răspund. Las pe mine, domn profesor, răspunde Naionescu. După pauză schimbăm. Întreb eu cel din tâi și o să întreb la pedagogie. Să vedem cum stau cu adevărat lucrurile. Trece pauza. Examenul începe. Naionescu începe să întrebe el la pedagogie. Ca prin farme, candidații nu mai răspund nimic. Vezi, domnule profesor, ce se întâmplă dacă oamenii învață pe din afară? Și asta se zice că e filozofie. La același examen, Stilian Matescu, istesc ca întotdeauna, s-a luat la harță cu comisia. La o întrebare pe care i-a pus-o Gusti, s-a aprins și în loc să răspundă, s-a pus să critique întrebarea. Gusti s-a enervat. Oricâte prețuire avea pentru fostul său elev, cum putea tolera una ca asta? A ieșit un mic scandal care pe Stilian Matescu era să-l coste examenul. Naionescu firește l-a apărat. Ăsta știe multă carte, domnule profesor, dar e așa, apucat. Până la urmă Gusti, căruia îi sare țandăra, dar care în fond e un om foarte bun, s-a înduplecat și candidatul a luat nota pe care o meritase. Și mă rog, se încheie întâmplarea, după examen Naie se întâlnește cu Stelian Matescu pe sală și e următorul dialog. Bine mă, ce era să faci? Așa se răspunde la un examen? Nu se putea, domnule profesor, ideile... Ce idei, mă, băiete, ce idei? Idei vii tu să cauți la examen? Și vedem de aici o oarecare naivitate care întregește portretul de profesor al lui Dimitrie Gusti, dar formula asta, îi sare țandăra, dar în fond e un om foarte bun, cred că surprinde destul de bine și personalitatea lui Dimitrie Gusti, care, într-adevăr, în descrierile mai multora, era mai coleric din punct de vedere al temperamentului și se enerva destul de ușor. Nu era însă supărăcios sau resentimentar. Și cu toate că era un excelent profesor, evident, și foarte atent la detalii, tot cu Stelian Matescu există acest... da, bineînțeles că am pierdut șirul. Va trebui să îl spun din... Nu, am găsit. Tot Stelian Matescu reușește să-i facă o farsă lui Dimitrie Gusti, una destul de amuzantă. Este vorba despre un pariu pe care Stelian Matescu l-a pus cu Paul Sterian și cu Mircea Vulcănescu. Și era vorba despre a-l păcăli pe Gusti, care îi plăcea foarte mult bibliografia și era foarte atent la aparatul critic pe care îl foloseau studenții. Pe vremea aceea era la hipodrom un cal de curse vestit, Badacioni. Și Stelian Matescu pariase cu Paul Sterian și cu mine că îl va trece lui Gusti în lucrarea pe care avea să o susțină la el, ca pe o mare autoritate filozofică în acea chestiune. Și s-a ținut de cuvânt, cu deosebire că, totuși, marea autoritate, calul Badacioni, n-a fost citată izolat, ci numai transeundo et in cumulo, adică printre alții, totuși. Și, cu toate astea, profesorul Gusti nu a reușit să o observe. Acum, aș spune că această amintire a lui Gusti ca profesor excelent este întregită încă de atunci de o serie de percepții care spun că se pricepea foarte bine să atragă studenții la seminar și de partea lui. Ernest Berna îi spune chiar acaparator de studenți. Iar Gheorghe Serafim spune despre el că avea capacitatea, nu, Gusti era o mare somitate, dar mai mare somitate a fost prin alegerea colaboratorilor. Avea un talent extraordinar de a-și alege colaboratorii. Și adaugă, Gusti nu intra în conflict cu studenții deștepți. Îi accepta, îi cocoloșea și se înconjura de ei. Bine, și după aia adaugă că Manuel era și mai diplomat decât Gusti, pentru că el știa să-i atragă și pe aia care nu erau străluciți și știa să-i și folosească. Bun, acum în ceea ce privește Dimitrie Gusti ca lider de grup, lider de școală. Aici lucrurile deja încep să se... e o diversitate mai mare a amintirilor, a memoriilor, a percepțiilor. Există însă aproape
un consens general care are legătură și cu ultima trăsătură pe care am amintit-o din portretul lui ca profesor, anume că era un excelent organizator, animator și priceput în a atrage, în a recruta colaboratori. Deci asta este aproape, toți spun acest lucru. Mihai Pop folosește termenul, era un mare strateg. Ăsta este termenul pe care îl folosește Mihai Pop. Iar Gheorghe Lăzărescu, care întregește acest portret, îl descrie astfel ca lider. Era un șef extraordinar de bun. Era amabil, sincer, iar secretara lui spunea drăguțul de profesor. Și de ce? Pentru că iarăși este o mărturie concordantă, adică dau mai mulți acest tip de mărturie. Era cineva cu care se putea lucra foarte bine și se putea lucra aproape orice. O spune chiar Vlădescu Răcoasa. Se putea lucra admirabil cu el, fiindcă îți lăsa toată libertatea. Iar asta o spune și Mihai Pop, din care citez. El nu te împiedica să faci niciodată nimic, adică orice vrei. Foarte deschis, foarte liber, toate fanteziile se puteau lucra. Bun. Există acest portret, care însă merită, și pe lângă asta foarte mult îl descriu ca cineva care te susținea, te încuraja. Deci era acolo un om care îți deschidea nu doar că te recruta, nu doar că te vedea, în primul rând, și mulți profesori din interbelic nu vedeau pe nimeni, te vedea, îți dădea încredere că poți să faci ceva de valoare, te aducea în școala lui și te și susținea ulterior. Astea sunt foarte multe astfel de amintiri. Cu toate astea, trebuie aici să punem deja un soi de... portretul acesta nu este complet. Pentru că există și un Gusti care nu e atât de liber până la urmă. Și asta o vedem mai ales în cazul lui Anton Golopenția. Adică puteai tu să-ți faci damblaua, cum spune Henri Stahl, dar nu chiar oricum vrei tu, nu chiar orice fantezie pe care o aveai. Dacă Gusti totuși avea percepția că ceea ce faci nu se încadrează în sistemul lui, atunci era o limită a tolerabilității pe care o avea. Iar asta se vede cel mai bine și în cazul lui Henri Stahl. Cum a făcut Henri Stahl, cum s-a ajustat la acest tip de lider? N-a mai pus vreodată în discuție ce se face în monografie, planul gustist de cercetare, dar și-a văzut de problematica lui. Și aici, într-adevăr, asta însemna de fapt libertatea aia. Puteai să faci ce te interesează, atâta timp cât însă te adaptai la și foloseai acest cadru conceptual gustist. Ei, Anton Golopenția n-a avut această experiență și n-a avut această ajustare și de aici e un soi de conflict care a rămas. N-ai zice că a fost un conflict doar constructiv, așa cum l-ați denumit dumneavoastră, pentru că nu a fost rezolvat, de fapt, acest conflict. El a rămas și nu a avut un rezultat anume. Mai este o chestiune care întregește acest portret al lui Gusti ca lider de școală. Are această imagine de absent uneori, poate chiar de timid, iarăși naiv, și uneori aceste lucruri sunt spuse chiar cu reproș. Unul dintre cei care spun acestea este chiar... Vlădescu Răcoasa și o spune astfel imediat. Sp-
spune despre el, nu mai țin foarte bine minte contextul, spune despre el că nu era foarte bătăios. Nu știu dacă se referă la perioada în care școala începe să aibă probleme pentru că se comuniza țara din ce în ce mai mult, s-ar putea să aibă legătură cu această speță, dar formula lui Vlădescu Răgoasa este că era cam timid și nu era foarte bătăios. Lucru care îl reproșează și Stahl când spune că, uite, în loc să rămână în America și să ne cheme pe toți acolo și nu mai intrau dintre noi în închisoare și nu mai mureau pe acolo dintre noi, el a vrut totuși să se întoarcă și asta este tot un fel de absență sau lipsă de implicare, lipsă de atenție, naivitate, poți să-i spui într-un anumit fel. Iar Pan Vizirescu are o formulă foarte, cum să spun eu, intensă, când, dar iarăși un lucru la mâna a doua, nu e amintirea lui directă, el spune că Gusti ar fi zis ce dialog a avut cu regele Carol în momentul în care a fost desființat serviciul social. Și Carol i-ar fi zis lui Gusti, ești naiv, Gusti, nu-ți dai seama că stai pe un vulcan. Și se referea la ce se întâmpla în serviciul social, la problema cu legionarii și la faptul că nu putea să gestioneze acest lucru. Deci avea această inabilitate în calitate de lider, care se vede și în modul în care nu a gestionat conflictele care au apărut după ce a plecat ca ministru, perioada pe care ați menționat-o, în care se ajunge la scântei foarte mari și conflicte foarte urâte între foști prieteni, Herseni cu Stahl, Bernea, Mamză, Ionică cu Ștefania Cristescu. În fine, toată lumea pare că cam dădea, își înfingea cuțite în spate. Este o perioadă foarte rea pentru grupul monografist. Iar asta nu arată numai că Gusti se baza prea mult pe carisma lui. Arată un tip de lider care ar putea să fie caracterizat cu laissez-faire, adică nu se implica, nu media conflictele, nu încerca să facă ceva, ci lăsa lucrurile să curgă de la sine. De ce? E greu de... Poate să fie și o teamă. În orice caz, avea această... și labilitatea lui, ca să zic așa, temperamentală, și absența lui sau lipsa de implicare lăsau loc și creau anumite anxietăți care în momente de criză se manifestau extrem de urât printre rândurile celor monografiștilor. Acum aș merge mai departe și aș aminti, sunt unele totuși mărturii, aici ar merita menționat, care contrazic oarecum consensul general. De exemplu, Constantin Marinescu, unul dintre cei care au colaborat în fața echipelor. El nu e foarte convins că Gusti știa să-și aleagă colaboratorii. Iarăși, sub această idee că era cam naiv și nu-și dădea seama de calitatea oamenilor, era foarte nemulțumit de Gheorghe Focșa, care la un moment dat nu mai amintea ca fondator al Muzeului Satului. Și era iarăși, și asta am reținut-o pentru că s-ar putea să fi fost împărtășită de mai mulți monografiști, avea o părere foarte proastă despre Vlădescu Răgoasa. Și cred că asta era, mă rog, își cam dădeau coate mai mulți, și din cei mai vechi, și din... Nu cred că era doar ideea lui Marinescu. În orice caz, ca să închei, Stahl povestește acest episod, în care el spune foarte clar și trebuie să introduc, am căutat mult citatul ăsta și abia acum l-am găsit, el spune foarte clar, a existat un conflict între noi și Gusti. Deci nu conflict, cum spune în amintiri, generalizează și spune conflict între misiunea științifică și culturală a școlii. Nu, conflict între noi și Gusti, anume atunci când în 1934 el are fondurile acelea pe mână, el o dezvoltă școala în direcția intervenției sociale și pe ei nu-i profesionalizează. Și povestește chiar un episod. S-a supărat pe Pichi Dimitrie Gusti, pentru că Pichi Rădulescu Pogoneanu i-a spus foarte clar din partea lor,
Vreau să fac monografie profesională și trebuie să găsești dumneata, Gusti, modalitatea de a ne profesionaliza. Cum și în ce fel te privește? Gusti a spus, nu, e o muncă voluntară, n-am nevoie de profesioniști. Iar asta era un lucru la care și Henri Stahl, și Mircea Vulcănescu, și cred că și alții, Anton Golopenția este cel care știți din scrisori, îi trimite chiar planul de institut pe care îl gândise Vulcănescu, cu buget, cu tot. Da. O paranteză foarte scurtă, ca să nu uit, și care se referă exact la ceea ce ai spus mai devreme. Într-o scrisoare a Ștefaniei Cristescu către Anton Golopenția din 1934, ea spune: pe profesor l-am găsit miercuri la Fundația Regală. Am vorbit despre monografie, mi-a mărturisit că visează din nou o monografie condusă de el cu oameni pe care el să-i aleagă. Da, foarte interesant, mulțumesc pentru intervenție. Acum, din punct de vedere temperamental, aici poate din Marcela Foșa avea o descriere foarte colorată, pitorescă despre cum era Dimitrie Gusti. Am mai zis-o deja, era destul de temperamental, tot Ion Costin spune, era un om destul de dificil, spune el, fără să intre în detalii. Și asta o spune în contextul în care amintește cum a reușit totuși Stahl să îi atragă atenția. Nu dezvoltă asta, dar reținem acest lucru. Este un om temperamental, destul de coleric, irascibil, clar. Henri Stahl povestește și el când îi sare țandăra, mai ales cu cei care fac pe deștepții. Pare însă lipsit de resentimente, cu toate acestea este un om destul de bănuitor atunci când e ceva care nu-i convine. Cu Anton Golopenția este destul de bănuitor, de exemplu. Și aici am să închei tot cu evocarea lui Vulcănescu. Este un episod la fel de simpatic și destul de relevant. Înainte de a merge, eu am luat întâmplările astea cu Gusti din amintirile lui despre Naionescu, de fapt. Asta ca să se știe și perioada, sunt anii 40 și caracterul scrierii, sunt amintiri, deci ceva mai confesiv. Înainte de a merge să văd pe Naionescu, am fost la profesorul Gusti. Se mutase de curând în strada Maria Rosetti, într-o casă mare în stilul românesc la etaj. Ocupat, ca de obicei, profesorul primea o mulțime de lume. Între alții, erau atunci la el asistentul Plădescu Răcoasă și profesorul Andrei. Cred că e vorba de Petre Andrei. Cu volubilitatea lui obișnuită, profesorul Gusti trecea cu musafirii lui în revistă toate evenimentele zilei. Certuri la academie, numiri în universitate, împrejurări politice, totul era supus sarcasmului profesoral. Deci era și sarcastic. Cu fiecare nou venit, profesorul profita să ponegrească pe cel abia plecat, care îl decepționase într-o privință sau alta. Prudent, am rămas cel din urmă și n-am plecat de la el decât când m-am convins că este și profesorul cu mine. Iar asta se întâmpla în 1927, totuși. Bun, și aici am să închei tot cu ceva din Vulcănescu, face la un moment dat un curriculum vitae satiric, tot prin maxim anii 30. Și la un moment dat încheie, pe la sfârșit spune: sunt asistentul preferat al profesorului Gusti. Adaug prudent, n-am nicio trecere la el. Și e posibil să nu fie avut trecere din punct de vedere al influențării către decizii majore. Vezi episodul cu profesionalizarea monografiei. Este chiar un alt episod tot cu Anton Golopenția, pentru că la un moment dat Anton Golopenția scrie că Vulcănescu se gândea să-i lase lui postul de asistent la seminar și lucrul nu s-a mai făcut și n-am văzut să se fi certat Golopenția cu Vulcănescu, deci probabil nu a vrut titularul să se facă această schimbare. Și aș încheia spunând că este un subiect care mi-a plăcut foarte mult și oferă un portret compozit, un portret cu crăpăturile sale profesorului,
cu toate calitățile și, cum este acea formulă foarte frumoasă, cu toate defectele calităților sale. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, Ionuț! Și acum subvorbita, subsemnata, va prezenta ultima. Sunt Teodora Eliza Văcărescu, am un doctorat despre istoria femeilor în perioada interbelică, în mod special a participantelor la Școala de Sociologie de la București. Am predat 15 ani la Facultatea de Jurnalism din Universitatea din București. Acum sunt cercetătoare independentă, expertă de gen și membră evidentă a Cooperativei Gusti. Am publicat câteva volume singură și în colaborare cu domnul profesor Roșta și unul dintre ele a apărut chiar la sfârșitul anului trecut, se ocupă de istoria științelor sociale și a sociologiei în Europa Centrală și de Est, evident, în legătură și cu România, și este un demers unic în țara noastră până în acest moment. Am publicat și articole și cărți despre implicarea femeilor în cercetările sociologice și în de acțiune socială și mă interesează pe lângă acestea și imaginea femeilor, dimensiunea de gen în mass media și în publicitate. Eu am să contrazic anumite aspecte pe care le-au prezentat antevorbitorii mei. Sper că pot explica și contextualiza alte aspecte și voi da cu siguranță mai multe citate, savuroase sau triste, din Ștefania Cristescu-Colopenția și din Marcela Focșa. Și am încercat să structurez prezentarea în trei dimensiuni. În primul rând, de ce am ales monografiste, și, adică femei și nu femei și bărbați sau doar bărbați. De ce dintre monografiste le-am ales pe Marcela Focșa și pe Ștefania Cristescu și, evident, ultima parte și cea mai importantă, există o imagine unitară despre profesorul Dimitrie Gusti? Sau vorbim mai curând despre imagini, reprezentări ale lui Dimitrie Gusti la diverse persoane, în cazul nostru acestea două, Ștefania Cristescu și Marcela Focșa, în funcție de momentul în care se vorbește, de tipul de document istoric, fie că e vorba despre memorii, scrisori, deci memorii peste timp, scrisori la momentul respectiv, jurnal la momentul respectiv și interviuri din nou peste timp. Voi începe cu a doua parte și anume de ce Marcela Focșa și Ștefania Cristescu și vei reveni apoi, dacă îmi permiteți, la o scurtă contextualizare a femeilor în Școala Gustiană. În primul rând, cele două, imaginea lui Gusti sau reprezentările despre Gusti pentru cele două sunt diferite și ca urmare a materialelor surselor folosite. În cazul Marcelei Focșa avem de-a face despre un interviu realizat primul la mijlocul anilor 80 de Zoltan Roștaș și al doilea în 2001, Marcela Focșa avea peste 90 de ani și își amintea lucrurile cu aceeași acuitate, cu aceeași plăcere și cu același entuziasm despre școala interbelică din anii 20-30. De asemenea, Marcela Focșa, și acest lucru mărturisește și profesorul Roșta și în introducerea interviului, a retrăit cel mai intens dintre monografii și monografiste experiența aceasta a monografiilor. Și este și o foarte bună povestitoare, ceea ce ajută foarte mult în istoria orală. Pe de altă parte, Ștefania Cristescu, documentele utilizate pentru a vedea care este imaginea lui Gusti, sunt scrisori pe care ea le scrie în cea mai mare parte între 32-33 și 37. Deci, după ce se desfășuraseră mare parte din monografia acelea foarte efervescentă și în care lumea era foarte entuziasmată, și se trecuse la etapa de redactare. Sunt scrisori personale adresate unui prieten apropiat care îi va deveni ulterior soț. Și, practic, relatarea este din mijlocul, din timpul evenimentelor, deci mult mai afectată de ceea ce se întâmplă. De asemenea, Ștefania Cristescu a fost cercetătoarea cea mai productivă dintre membrele școlii
gustiene. Și un ultim motiv, evident, care cred că ni se întâmplă multora și în școala Gusti, cel puțin îmi pare foarte rău că sunt 2-3 persoane despre care nu am reușit să găsesc suficiente date, sursele. Acestea erau disponibile. De pildă, aș fi vrut să aflu care ar fost sau care ar fi fost reprezentarea Xeniei Costaforu, dar nu am astfel de documente care să mă ajute. Poate dacă cineva știe, găsește, îmi poate sugera o sursă. Bun. Pe scurt, despre femei în școala sociologică de la București. La primele două ieșiri pe teren ale școlii gustiene, la Goicea Mare în 25 și la Rușeț în 26, nu au participat studente, dar începând cu cea de-a treia, de la Nereș din 1927, prezența monografistelor a devenit constantă și substanțială. La Nereș, de pildă, au luat parte 9 studente și o asistentă de cercetare, dintr-un total de 41 de persoane. În altă parte, însă Ștal spune că la Nereș au fost 22 de echipieri, dintre care 9 studente, deci în această variantă aproape jumătate erau femei. În 28, la fundul Moldovei, echipa a cuprins 60 de persoane, dintre care 17 femei, și aici s-a format, de fapt, echipa care se ocupă cu problema femeii ca atare și alte echipe care investigau gospodăria, industria casnică și familia. În afara organizațiilor femeilor și feministe, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima parte a secolului al XX-lea, aceasta este prima încercare de investigare a vieții femeilor și a chestiunilor legate de viața femeilor cu scopul asumat și cu instrumente științifice. La Drăguș, a cincea campanie în 29, au luat parte 80 de persoane, apropo de gigantismul despre care vorbea domnul profesor mai devreme, dintre care 20 de studente și cercetătoare. La următoarele două campanii, Runcu în 30 și Cornova în 31, în jur de 55-60 de persoane, dintre care în jur de 18-20 femei. Deci, simplul fapt al frecventării cursurilor universitare de către studente nu explică participarea lor la munca de teren. De pildă, în 1924-25 existau la Facultatea de Filozofie și Litere, din care sau în cadrul căreia se organiza și seminarul de sociologie, un pic sub 50% femei. În 1930-31 se ajunsese la aproape 60% de femei. Deci studentele înscrise depășeau numărul bărbaților înscriși la filozofie și litere. Ba mai mult, studentele au participat și la lucrările seminarului de sociologie de pregătirea primelor două campanii în care ele n-au luat parte. Neimplicarea studentelor în primele două ieșiri la sate poate fi justificată din mai multe perspective. Prin standardele de moralitate și așteptările științifice diferite pentru femei și bărbați. Prin percepțiile asupra condițiilor insalubre, lipsa confortului specifice vieții rurale. Și aici este foarte simpatic o remarcă a lui Gheorghe Vlădescu Răcoasă, asistentul lui Dimitrie Gusti, care tot în interviul cu domnul profesor Oștaș, tot la peste 90 de ani, spune: lui Gusti era frică să nu-l mănânce păduchii la țară. O săptămână ne-am luptat cu el. Las că nu-i chiar așa de rău. Totuși, fără a respinge integral aceste argumente, cred că ele nu justifică decât parțial dinamica de gen a grupului monografist. La nivelul practicilor de organizare a cercetării de grup, nu se poate avansa ipoteza conform căreia echipele formate exclusiv din bărbați au întâmpinat dificultăți în investigarea anumitor aspecte, situații, fenomene din viața satului și au realizat că acestea ar fi mai ușor de abordat, mai eficient investigate de către cercetătoare femei. În plus, aceste zone ale vieții sociale, chiar dacă erau integrate în sistemul conceptual al lui Gusti, e posibil ca ele să fi părut mai puțin importante și considerate ca având o atractivitate scăzută pentru cercetătorii bărbați care s-au îndreptat spre tematici serioase și care beneficiau deja de legitimitatea academică.
De pildă, Stahl recunoaște în mod explicit greutățile cercetătorilor în strângerea de materiale despre unele aspecte ale vieții sociale rurale și articulează fără echivoc percepțiile generale asupra diferențelor de zonă de gen în stabilirea temelor de cercetare, tot din interviul cu Zoltán Rostás. Xenia Costaforu era licențiată în sociologie. Nu avea o problemă. Venise să vadă despre ce e vorba. Eu cred că am infectat-o cu ideea familiei, că nu era nimeni să se ocupe de treaba asta. După părerea mea, e o problemă care se potrivește foarte bine pentru o socioloagă, mai puțin pentru un sociolog. Și am spus, fă problema asta, hai să studiezi familia. Deci, având în vedere, pe de o parte, percepțiile de gen, conform cărora femeile erau mai potrivite pentru o activitate minuțioasă, repetitivă, dar puțin creativă, și pe de altă parte, așteptările și rolurile de gen care defineau femeile ca mai puțin competitive și aspirațiile lor, aspirațiile și oportunitățile chiar profesionale ale lor ca inferioare bărbaților, se poate susține ipoteza utilizării femeilor în folosul avansării atât a scopurilor de cercetare științifică, dar și a carierelor unora dintre monografiști. Și iată cum descrie Stahl această dimensiune de colaborare la munca în comun din monografii. Au fost multe femei în monografii. S-a lucrat bine cu ele. Eu am lucrat în mod sistematic cu fete. M-am înțeles bine cu ele. N-a fost niciuna strălucită, dar erau foarte utile pe teren. Făceau treaba cum trebuie. Păi, la un moment dat, în monografii, am întrebuințat studente de la Școala de Asistență Socială și acest grup de fete avea experiență deosebită în a face anchete sociologice. Le-am folosit noi. Le-am folosit în campania de la Cornova. Le-a folosit și Sabin Manuilă în campania de la Fibiș. Erau bune anchetatoare de teren, însă în materie de sociologie, fără îndoială că nu avea o viziune, o concepție sau o problemă. Doar executanți. Le spuneai, făcutare și făceau. Bine, nu? Marcela Focșa, despre care voi vorbi în curând, remarcă și ea acest aspect al rolului de asistentă de cercetare în beneficiul altora. Și vorbește despre o colegă a ei, Elisabeta Constante, care la fundul Moldovei a făcut ce făceam și eu. Ne-a pus să facem statistici, făceam statistică. Ne-au pus să facem fișe de familii, făceam fișe. La fundul Moldovei, asta făceam. Ce ne puneau să facem, făceam. Lena Constante povestește că îl cunoștea pe Mac Constantinescu de la Școala de Arte și că el, citez, m-a cooptat în echipa lui să fac copii, fișe. Ca o explicație concluzivă și ca să nu pară că Școala Augustiană a avut o abordare negativă de excludere totală a femeilor din rezultatele cercetărilor. Dimpotrivă, m-am ocupat de implicarea, istoria femeilor în Școala Augustiană, tocmai pentru că este un demers unic în România și la nivel european de școală de cercetare care a inclus atât de multe femei. Este adevărat că, pe de altă parte, avem de a face cu un mecanism de includere și ulterior excludere. Și ca să contextualizez și să trag un soi de concluzie explicativă, dinamica de gen a grupului monografist trebuie integrată în contextul mai larg al conceptualizării rolurilor bărbaților și femeilor în viața socială și în cercetarea științifică, antecedentele implicării femeilor în știință, până atunci, mai ales de către organizațiile de femei și feministe, și nu în ultimul rând, definirea științelor sociale și locul femeilor în instituționalizarea domeniului. Și pe aceste lucruri le-am analizat în diverse articole în profunzime. Trecând la ultima parte a prezentării, imaginile și reprezentările lui Dimitrie Gusti la Ștefania Cristescu și la Marcela Focșa, am decis să le redau separat, pentru că sunt tipuri discursive foarte diferite. Pentru a înțelege reprezentările lui Dimitrie Gustie din scrisorile Ștefaniei, trebuie explicată poziția, contribuția și aspirațiile ei la cercetările monografice.
Spre deosebire de Marcela Focșa, Ștefania Cristescu era mult mai dedicată cercetării și activității științifice. De asemenea, imaginea conturată din scrisori trebuie pusă în legătură cu momentul scrierii, cum vorbea mai devreme și cum spunea și domnul Roștaș, și cu faptul că se adresa unei persoane apropiate. Și voi reveni imediat asupra acestui lucru. Spre deosebire de pildă de amintirile Marcelei Focșa, care au fost redate în interviu, și în care vorbește despre întâmplări acum așezate și filtrate de experiențele prin care a trecut într-o jumătate de secol. În plus, Marcela Focșa s-a implicat mult în campaniile, deci primele, de strângere de informații, dar a fost mult mai puțin interesată de sistematizarea informațiilor și de publicarea unor articole în nume propriu. Câteva lucruri despre Ștefania Cristescu. A publicat studii, articole și recenzii în revistele Arhiva pentru Știință Socială și Sociologie Românească și un volum despre gospodăria și credințele și gospodăria, credințele și riturile magice ale femeilor din Drăguș. A fost cercetătoarea care a publicat cel mai mult în școlile, în revistele școlii gustiene dintre participantele la monografii. După 1940, de fapt, după nu 1940, după 2000. Au fost publicate cel puțin încă alte trei volume, nenumărate alte articole au fost republicate și editate de către fiica ei, Sanda Golopenția, iar altele se află acum în proces de editare și vor apărea în anii care vin. Cristescu a absolvit licență în filozofie și filologie în 30. A urmat cursuri doctorale la Universitatea din București. În 32 și în 34 a beneficiat de burse la Paris, facilitate de Dimitrie Gusti, și acolo a urmat cursuri de lingvistică, etnografie și sociologie. Aparent cel puțin, Ștefania Cristescu a fost recunoscută, i-au fost recunoscute meritele și calitățile de cercetătoare, așa cum reiese din mai multe locuri din memorii și interviuri. De pildă, Henri Stahl o considera foarte pricepută în meseria ei, o folcloristă tipicară și foarte harnică, remarca faptul că a muncit bine și a publicat lucruri foarte interesante. În același timp, acestor calități îi se mai adaugă o dimensiune foarte interesantă, cea a cumințeniei. Era o fată cu minte. Iar această combinație specifică de roluri este felul în care erau percepute și așteptate rolurile femeilor în societate în general și în știință în particular. Spre deosebire de Elena Constante, de pildă, despre care Stahl spune că era o fire autoritară, avea o limbă ascuțită, era independentă, iar aceste lucruri nu sunt spuse într-un mod pozitiv, dimpotrivă, negativ. Nici Lena Constante n-are cuvinte frumoase despre Stahl. În ciuda recunoașterii muncii Ștefaniei Cristescu, ea a avut un parcurs științific în care au alternat momente de includere în grupul monografist privilegiat, dar și etape în care s-a încercat eliminarea ei din procesul redactării și preluarea materialului strâns de ea și a tematicii asupra căreia lucrase de către un grup de cercetători care urmărea ascensiunea profesională personală. Și aici, sau din acest motiv, în multe dintre scrisorile Ștefaniei Cristescu, pentru că au fost scrise în acea perioadă, se vede o nemulțumire profundă și față de colegii ei de monografie și față de profesorul Glusti, așa cum spunea și Ionuț, din cauza neimplicării, absenței lui și chiar a lipsei de interes, a faptului că nu știa ce se întâmplă practic în monografii, nu înțelegea ce se întâmplă practic în monografii în perioada, uneori nu înțelegea ce se întâmplă în perioada crizelor. Cristescu urmărește cel puțin între 1929 și 1935 o carieră științifică. Nu neapărat din ambiție, deși nici acest lucru nu poate fi exclus, ci pentru că ea consideră că munca ei de cercetare este valoroasă și crede, la început, că această caracteristică este suficientă.
Pe de altă parte, este foarte conștientă de nedreptatea care îi cade victimă și refuză să accepte excluderea, insistând să-și redacteze propriul material. Într-o scrisoare din august 1933, ea redă pe larg conflictul în care se află cu grupul care voia să-și asume tematica și cercetarea făcută de ea. Și îi scrie lui Anton Gonopenția: eu mi-am constituit dosarul de anul trecut pe baza ultimului plan al spiritualului, această tematică, propus de la Cornova de Ionică. În consecință, am lucrat în așa fel încât să nu intru câtuși de puțin în domeniul obiceiurilor de coloratură principial religioasă la care lucra Bernea. Acestea însă voiește să lucreze anul acesta numai cu Ionică și Iosif. Ionica ar urma să redacteze reprezentările magico-religioase, iar Bernea practicile magice religioase. Deci câte o jumătate din dosarul constituit de mine ar urma să treacă la unul și la celălalt. Ștefania Cristescu nu a renunțat totuși la aspirațiile științifice. În 35 însă, demoralizată de atmosfera conflictuală și de ambițiile profesionale extreme ale unor monografiști, decide să dea examenul de capacitate pentru a ocupa un post în învățământul liceal, secundar. În același timp a lucrat la mai multe articole și a fost bibliotecara pentru o perioadă și cu destul de multe dificultăți. A fost bibliotecara seminarului de sociologie, etică și politică din cadrul Universității din București. În 36, totuși, a acceptat și a plecat din București la Caransebeș un post de profesoară. Revine în București în 1938 pentru a colabora la redactarea seriei de materiale în vederea pregătirii celui de-al 14-lea Congres Internațional de Sociologie, care urma să se desfășoare, n-a mai avut loc, în septembrie 1939. Și din primăvara lui 39 a ocupat funcția de șef a cercetărilor pentru manifestările spirituale la Direcția Cercetărilor din cadrul Institutului de Cercetări Sociale al României. Și mă opresc cu biografia ei în acest moment, nu mă duc după 1940. Ceea ce voi reda mai departe reprezintă imaginele lui Dimitrie Gusti cu urcușuri și coborâșuri sau cu aspecte pozitive și căderi, ilustrate prin citate din scrisorile Ștefaniei Cristescu și care formează o imagine complexă, uneori contradictorie, a profesorului Gusti și mai ales explică, și asta e foarte important, din interior și în momentul desfășurării, aspecte ale așa numitelor crize ale monografiei sau prin care a trecut monografia, pentru că aceasta e perioada în care scrie ea scrisorile. Explică și relațiile uneori conflictuale și dificile dintre monografiști, strategiile lor de autopromovare și de luptă pentru favorurile profesorului. Cum spuneam, Ștefania Cristescu se adresează lui Anton Golopenția, prieten și apoi soț, care cunoștea relațiile dintre monografiști și pe cele cu Dimitrie Gusti și, în plus, când își scria gândurile, în niciun caz Ștefania Cristescu nu își imagina că acestea vor fi făcute publice. Am identificat și în cazul Ștefaniei Cristescu și în cazul Marcelei Focșa două mari tematici despre reprezentările lui Dimitrie Gusti la monografiste. Prima este organizator de monografii, care include relațiile cu monografiștii, și a doua este îndrumător și mentor. În cazul Ștefaniei, va fi un pic diferit în cazul Marcelei Focșa, dar practic sunt aceleași mari tematici. Gusti ca organizator de monografii și relațiile lui cu monografiștii. În 1933, de la Făgăraș, deja avem de face cu criza monografiei, Ștefania îi scrie lui Anton: pricep puține din toate meschinăriile personale care sunt gata să strice monografia. Sunt tristă însă peste măsură. Brăiloi împreună cu Ștal par a conduce un curent de răsturnare a profesorului Gusti. Nu cred că mă înșel. Cu orice ocazie îl vorbesc de rău.
Pe mine mă doare mult lucrul acesta. Eu țin încă la el și cred că oricare i-ar fi scăderile, e totuși o nedreptate. Tot în august 1933 de la Făgăraș. Nu știu dacă, din cele ce ți-am spus, tu vei înțelege complet situația. Brăiloiu, care se bucură având o revenire a mea în grupul lor. Bernea triumfător, așteptând să facă redactarea din materialul meu științific strâns, care i-ar fi de folos. În această situație eu nu mai am nicio plăcere de lucru. Mi se pare că voi redacta degeaba și monografia va publica ceea ce vor lucra Bernea Ionică. Sunt, cum nu se poate, mai încurcată, lipsită, cum mă văd în această monografie de o problemă a mea la care am lucrat și care mă interesează, nu-mi rămâne decât să redactez aceeași problemă pe materialul de la Cornova, pentru ca materialul de la Drăguș să nu fie redactat de două ori. Am auzit că profesorul va veni joi aici. Știu că el nu înțelege prea multe din toate acestea. Din februarie 1934, când se afla la Paris. Spune-mi ce vești mai ai despre seminarul de sociologie. De ce crezi tu că m-au îndepărtat, Anton? Mi se pare așa de goală și fără rost viața. Mă gândesc cu teamă că profesorul e poate și el supărat pe mine, că i s-a spus poate că n-am răspuns, sau poate ceilalți au izbutit să-l convingă pe profesor că o redactare a mea ar fi în plus, inutilă. De la sfârșitul anului 1934 din București. Pe profesor l-am găsit miercuri la Fundația Regală. Am vorbit despre monografie, mi-a mărturisit că visează din nou la o monografie condusă de el, cu oameni pe care el să-i aleagă. 1936, în vară. Zilele acestea am fost tot timpul la facultate. Eram gata să mă cert cu profesorul. Am rezumat însă totul spunându-i că nu-și mai iubește monografiștii pe care nu-i mai întrunește niciodată. A luat-o în glumă, s-a scandalizat în felul lui interjecțional și a hotărât să ne întrunească mâine la ora 9:30 la fundație. De fapt, suntem puțini, nepregătiți, neentuziaști, dezordonați. Profesorul nu vede toate astea sau nu vrea să le vadă. S-a purtat drăguț cu mine în ultimul timp. E bucuros de articolele mele pentru sociologie românească și mi-a spus odată Ștefania noastră. Tot din 1936, din august, de la Șanț, cred că până la urmă voi pleca totuși la Caransebeș. Atmosfera monografică a ajuns aproape insuportabilă. Stahl a făcut un plan de lucru din care reiese clar că el ar vrea să redacteze mare parte din problema mea. Acum el vrea să preia spiritualul. A uzat de cele mai perfide mijloace pentru a mă face să depun materialul la dosar. Eu însă nu l-am depus și dacă mă vor sili, voi depune ce vreau eu sau deloc. Am un material frumos și țin să mi-l redactez singură. Profesorul a fost drăguț și mi-a scris aseară scrisoarea către directoarea din Caransebeș, spunându-mi că știe despre dosarul meu secret și că poate, scriindu-mi scrisoarea, voi depune măcar o fișă de leac. I-am mulțumit lui Stahl pentru talentul de a pârâ. Gusti ca îndrumător și mentor. Deci, diferența este că nu neapărat ca profesor, ci ca îndrumător și mentor. Revenim în 1934, în toamnă, la București, Ștefania îi scrie lui Anton. Profesorul mi-a spus că nu știe ce să facă cu mine. Nu are niciun post și oricât s-ar gândi, nu găsește nicio soluție. Mi-a dat curaj și a fost așa de drăguț că am plecat aproape veseră, deși nu realizasem nimic. Îmi spusese să trec a doua zi, marți, la 6:30, pe la Institutul Social. Eu l-am așteptat pe profesor până la 8:30, când în sfârșit ședința s-a terminat. Era de nerecunoscut în atitudinea lui față de mine. S-a făcut că nu mă vede mai întâi. Apoi, în fața domnișoarei de acolo și a lui Răcoasa, mi-a spus că nu știe ce să facă. Vom vedea noi, domnișoară. Și a plecat grăbit. Eu eram amețită. Aș fi vrut să se mă înghită pământul în clipa aceea și nu înțelegeam nimic. Poate mă înșel. Sunt însă aproape sigură că Herseni i-a vorbit rău de tine profesorului și poate și de mine. Poate că profesorul era numai enervat după ședință. Nu știu nimic. Tot din octombrie 1934. Mi-e capul și sufletul așa de grele. Amzer m-a întrebat de tine, mi-a repetat zvonuri din țară. Mi-a spus că el crede că profesorul ar fi fost mai mulțumit ca tu să-ți treci teza cu el. Din toate, impresia mea clară e că binevoitorii tăi colegi s-ar bucura mai mult ca tu să te întorci așa, ca ei, fără să-ți fi trecut teza în Germania.
Profesorul ar fi poate bine să-i scrii, explicându-i unele lucruri, sau mai degrabă, scriindu-i într-o revistă germană acel articol despre monografie, lăudând mai cu seamă pe profesor și nu pe ștal, așa cum te gândeai tu. Profesorul trebuie să înțeleagă că tu nu te îndepărtezi de monografie, ci continui să lucrezi și mai cu seamă că în anii ce vin vei fi colaboratorul lui pe probleme de sociologie sătească. Dovedește-i că nu te abați decât aparent din drumul pe care ți l-a indicat și că lucrurile tale dragi le vei face alături de el. La sfârșitul 1934, ceea ce îmi spui, scria Ștefania către Anton, ceea ce îmi spui despre o eventuală despărțire de monografie și de profesor nu-mi pare nici natural și nici necesar. Profesorul ține desigur la tine în felul lui. Că ești trecut cu vederea este datorită desigur mai mult băieților. Tu știi că profesorul puțin știe din ceea ce se face. Din primăvara lui 1935, alaltă seară mă întorceam cu Ica și logodnicul ei de la Academie. Deodată apare ștal în față. Două minute, domnișoară, vreau să vă spun ceva. Berna și-a dat demisia și Hersen și cu mine ne-am gândit să vii dumneata la bibliotecă. Îți închipui ce fericită eram. Seara la 9, ștal mi-a spus să vin la fundațiile regale. M-am dus foarte bucuroasă acolo, pentru că profesorul să-mi spuie că regretă foarte mult, dar în momentul predării bibliotecii, Maria Popescu-Spinen, secretarul, i-a adus numai decât o fată pe care a numit-o. Dar nu e nimic, va fi doar pentru o lună. Și după aceea voi reveni eu. Nu putea să mă fi uitat profesorul. Situația însă era jenantă și profesorul mi-a apărut pentru prima oară în toată meschinăria lui. Vara lui 35 din București. I-am telefonat profesorului Ieli. M-a întâmpinat cu vorbele. Am trimis comunicarea dumitare la Bruxelles. Se referă la o conferință care urma să aibă loc la Bruxelles. Îi ceream la telefon o oră când să-l văd. M-am dus azi la fundație. M-a luat din nou cu comunicarea dumitale e foarte bună. În sfârșit avem și noi o fată care redactează, ești singura monografistă, etc. Am adăugat foarte calmă că a uitat-o, desigur, pe domnișoara Costaforu. A, da, dar și-a încheiat. Are, desigur, mare teamă să piardă pe puținii monografiști rămași. Tot 35 în toamnă. Nu ți se pare că îl iei din nou prea în serios pe profesor? Nu ai interpretat greșit scrisoarea trimisă de el într-o zi în care se aflau acolo Hersen și Bucuța? Profesorul te cheamă, se adresează lui Anton Colopenția, care se afla în Germania, iresponsabil ca totdeauna față de viitorul nostru. Bucuța te cheamă pentru că așa este bine unui sfârșit de scrisoare literară. Vezi însă ce îți mai spune profesorul și mai cu seamă vorbește de acolo, deschis cu el și explică-i cum vezi tu să lucrezi. Mai cu seamă, nu face greșeala să te porți cu el ca un băiat mic, fără pretenții, cu idealuri îndepărtate care te depășesc. În ochii lui, pierzi prin asta. Lui trebuie să-i te impui, așa cum face Hersen. Începutul lui 36. Față de mine, profesorul are o atitudine destul de inegală. Probabil că ștal mă vorbește de rău. Și încurcăturile de aici, Hersenii care aici se face că mă apără, aici îmi spune că tu ar fi bine să treci teza în țară, aici probabil că cine știe ce spune profesorului despre mine. Marți dimineață, adică ieri, m-am sculat cu gândul următor, să-mi trec teza de doctorat cu gust în toamna ce vine. În consecință, l-am anunțat ieri pe profesor și am cerut recomandarea pentru anul al doilea de frecventare a cursurilor. Profesorul mi-a spus că așteaptă teza mea și că e convins că ea va fi bună. Credeam însă că se va bucura mai mult. Eu lucrez numai de dragul tezei mele, nu de dragul profesorului. Tot de la începutul lui 36. Anton, nu vorbi profesorului Gusti prea mult despre impasurile tale. El nici nu le înțelege și apoi față de el e mai bine să apari neșovăielnic. Și un ultim din Ștefania Cristescu, din vara lui 1937, m-am bucurat azi să văd că s-ar putea să mă duc la Paris, deși s-ar putea ca profesorul să aibă nevoie numai de băieți. Despre Marcela Focșa, câteva lucruri înainte de a trece la câteva dintre citatele ei. A fost etnografă, muzeografă, participantă la campaniile școlii gustiene cu începere din 1928 la fundul Moldovei.
În aceste campanii a făcut parte din echipa de artă plastică. A publicat puțin în timpul monografiei, de fapt un singur articol într-un volum editat de Dimitrie Gusti și de Traian Herseni. A lucrat o perioadă la Institutul de Cercetări Sociale al României și la Ministerul Educației Naționale. S-a transformat apoi la Institutul Central de Statistică. După război, a lucrat la Muzeul de Artă Populară, a publicat 7 volume în calitate de coautoare și 10 de studii în revista muzeelor. Abordarea și perspectivele diferite asupra lui Dimitrie Gusti în cazul Marcelei Focșa sunt date de detașarea produsă de distanța în timp și de implicarea mai mică în cercetări și anume în publicarea cercetărilor. În plus, se referă mai mult la primele, Marcela Focșa se referă mai mult la primele monografii, acelea în care lucrurile mergeau foarte bine, Dimitrie Gusti era prezent și coordona și avea loc sala luminoasă, ședințele de seară numite sala luminoasă. Din nou, două tematici. Gusti ca organizator îndrumător de monografii și relațiile cu ceilalți și Gusti ca profesor. Deci diferența este că în primul caz aveam îndrumător și mentor, aici profesor. Întrebările îi aparțin profesorului Roștaș. Ce îi strângea pe tineri în jurul lui Gusti? Marcela Focșa. Gusti era un tip de animator, un om care trebuia să aibă în jurul lui lume. Nu pot să spun ce atracție exercita această treabă, monografia asta sociologică, asupra foarte multor categorii de intelectuari care veneau vara, și regizori, și pictori, și medici, și veneau vara acolo să vadă cam ce se întâmplă. Și studenți, bineînțeles. Cei care efectiv lucrau au fost foarte puțini în raport cu mulțimea de oameni. Zoltan Roștaș. Dar ședințele cu Gusti? Marcela Focșa. În timpul zilei fiecare om își făcea treaba lui și seara la școală. Gusti în timpul zilei nu prea avea ce face. El îl avea pe Preșbeanu și pe Vlădescu Răcoasa. Se plimba prin sat, stătea de vorbă cu autoritățile, veneau toți la el, că era mare personalitate. În anii 30 a fost Runcu. Vă aduceți aminte cum a fost pregătit Runcu? Întotdeauna plecau 2-3 colaboratori ai lui Gusti, mai apropiați de încredere, cred că Mitu Breșbeanu, asistentul lui, și plecau să găsească un sat. Și se duceau. Dacă s-au hotărât să se meargă în Oltenia, atunci făceau o declasare de câteva zile și căutau un sat. Înainte de plecare, eram convocați. Gusti ne anunța cum se pleacă, cine pleacă și se prelucrau anumite probleme, anumite întrebări. Însă să știi că totuși asta a fost o chestie care s-a făcut pe parcurs. Eu cred că nimeni n-a știut, nici Gusti n-a știut ce este satul. El, cu sociologia lui foarte mare și cuprinzătoare, dar el nu cred că a știut ce este satul. Pentru toată lumea a fost o revelație. Toate acestea au fost citate din interviul de la mijlocul anilor 80, acum din interviul din 2001. Așa, am vrut să-ți spun că cartea asta a ta, și se referă la o istorie a școlii sociologice de la București a domnului Roștaș, printată chiar în 2001, publicată chiar în 2001. Deci, cartea aceasta a ta, acolo unde scrii perioada Iași, m-a lămurit asupra lui Gusti. Eu tot timpul mă gândeam, ce fel de om este Gusti, în afară de faptul că era așa, avea niște rămășițe burghezi omoșierești, ca să zic așa, râde. Și înjura fără nicio rezervă pe aia mai de jos. Dar în afară de asta, eu nu puteam să-mi dau seama ce fel de relații așa avea, așa, sufletești, intelectuale, între Gusti și toată mulțimea aceea de studenți, de monografiști. Și m-am lămurit, cred, foarte bine. Gusti era un om care avea nevoie de instrumente de lucru. Și oamenii, fiind totuși oameni, pentru el erau instrumente de lucru. Pentru că el era obsedat de chestia aia cu știința și reforma socială. Asta a fost totuși o problemă care l-a frământat pe el, l-a posedat, nu? Sigur, răspunde Roștaș. Și toți oamenii din jurul lui, cu mici diferențe, că pe unii îi iubea mai mult sau îi prețuia mai mult, că poate să aibă mai multe beneficii de pe urma lor, erau relații de felul acesta, de șef și instrumente. Altfel era politicos, se poate spune. Gusti ca profesor. Și cu aceasta închei. Gusti a avut... Asta era
Niciun profesor de la filozofie din vremea aceea nu avea farmecul și darul acesta de a atrage, de a interesa studenții din jurul lui ca Gusti, spre diferență de ceea ce spuneai mai devreme. Nici nu era o discipline afară de Nae Ionescu, care avea și el. Era un profesor interesant pentru studenți, dar încolo, cel care le-a atras cel mai mult în jurul lui a fost Gusti. Și Vianu a fost admirat și apreciat, dar nu avea suită. Rădulescu Motru nu prea era apreciat de studenți. Poate că disciplina lui nu era atât de atractivă. Zoltan Roșta își mărturisește. Atât de multe știu despre Gusti încât parcă îl văd și nu-l văd. Da, avea și păși dezagreabile și era foarte boieros. Avea atitudini și un fel de a privi lucrurile foarte de sus, așa ca un boier. Însă avea o capacitate de a interesa totuși pe oameni, pe studenți. A ajutat, a trimis, a plasat, a dat burse. Când a fost el ministrul învățământului, era plin de studenți acolo și de colaboratori și făcea tot ce se putea. Făcea. Și asta nu îl împiedica să zică idiotule și să te dea afară. Foarte impulsiv, un temperament cu foarte mare capacitate de acțiune. Și cred că firea asta a lui, așa impulsivă și colerică, l-a ajutat să ducă la bun sfârșit să organizeze acțiuni așa de mari și de complexe ca Serviciul Social și Institutul de Științe Sociale și cercetările astea. El vedea în mare. Mulțumesc! Să încheiem aici, pentru că urmează și alte prelegeri de asemenea factură. Eu nu am decât o singură frază, nu numai că le mulțumesc, este un exemplu și de metodologie, și de studiu, și de lectură, și de aprofundare a unei epoci printr-o personalitate în care numai dacă ești rău intenționat, nu înveți. Vă mulțumim din toată inima la toți pentru că sunteți aici. Mulțumim și pentru că veți reveni și vă promitem că vom cugeta asupra acestui Dimitrie Gusti și de acum încolo. Vă mulțumim și noi casei Schiller, care a devenit din ce în ce mai interesată de școala gustiană. Vă propunem câteva 3-4 întâlniri anul acesta, poate următoarea venind cu biblioteca întreagă de volume publicate de noi, adică Cooperativa Gusti, în ultimii 21 de ani.